ați venit la o nouă ediție a emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. De Ziua Internațională a Dansului vom povesti despre dans, teatru și muzică cu un artist care a venit din întâmplare în România, dar a rămas aici, construindu-și o solidă carieră la braț cu gestul, cuvântul, sunetul, dar și cu tandrețea și bucuria de a fi pe scenă, cu seriozitatea și cu o veritabilă iubire față de teatru. Un om solar, un om care iubește arta, iubește oamenii, Filip Ristovski, coregraf, actor, solist, profesor. Mai puțin coregraf. Mai puțin coregraf. Dansator doar. E altă meserie coregraf. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru introducerea aceasta frumoasă, pe care nu știu dacă o merit, dar mersi. Cred că ar fi trebuit să spun că mergeți la braț în parcursul dumneavoastră artistic cu foarte multă modestie și nu știu cât mai e de bine acest lucru pe aceste timpuri. Nu știu. Eu fac ceea ce simt. Am învățat să fac doar ceea ce simt. Asta e concluzia în ultima perioadă pe care am tras. Și uneori îmi pare rău pentru că n-am făcut treaba asta mai de mult. A fost o vreme în care ați făcut ceea ce trebuie? Da, cred că tot timpul și acum cumva fac, dar de foarte multe ori mi se întâmpla să simt ceva și datorită anumitor împrejurări să nu fac ceea ce simt. Și de fiecare dată n-a ieșit rău, dar putea să fie mult mai bine. De când am făcut acest switch, lucrurile ies din ce în ce mai bine. Da. Și atunci asta vorbesc și cu studenții mei. Le spun fix același lucru. Ascultați-vă instinctul. Primul lucru pe care îl simțiți în adâncul sufletului vostru. Ăla e. Calea. Da. Cum a ajuns Filip Ristovski în România? Pentru că sunt cu siguranță mulți nu știu de unde veniți. Da, păi vin din Macedonia, fostă Republica Iugoslavă Macedonia sau actuala Macedonia de Nord. Nu știu, asta e numele actual al țării mele. Am venit cu o bursă prin Asociația a Românilor din Macedonia. Am fost dansator în trupa lor de folclor și coregraf. Uite, asta a fost coregraf, dar pentru dansuri populare și lucram cu copiii mici. Învățam pe cei mici toate coregrafiile și dansurile pe care le făceam în repertoriul nostru. Și după ce n-am intrat la facultate în Macedonia, pentru că nu aveam pile, nu că nu eram talentat, la toate probele eram primul pe listă și când s-au afișat rezultatele finale, eram primul sub listă. Da. Și atunci, am suferit foarte tare atunci. Taică-miu s-a enervat și mi-a spus, te duci în armată. M-am dus în armată, că trebuia făcută armată în Macedonia, încă se făcea pe vremea aia. Și am venit, nu știam ce să fac, da, și mi-au zis prietenii mei de la Frații Manachi, așa se numește asociația lor, după Frații Manachi, cei care au fost primii operatori în Balcani, care l-au format pe nu știu care sultan, și există un mare festival de film în orașul meu natal pentru operatori și creatori de film, și aici mă refer la toată partea tehnică, adică cameraman. Sunetiști, producția, da, montaj și așa mai departe. Nu sunt actori, nu sunt regizori, nu sunt scenariști, deci sunt cei filmmakeri. Probabil unic. Se spune. Da, e unic. E unul dintre, și un festival foarte mare și celebru, adică din timpul Iugoslaviei era unul dintre marile festivaluri de film. Da, și acești oameni minunați mi-au zis, da, nu e nicio problemă, te trimitem noi, uite, există aceste burse pe care le oferă statul român pentru a români. Chiar dacă nu ești a român, ai făcut suficient pentru comunitatea noastră și noi îți dăm această bursă cu drag. Și uite așa am ajuns în România și am venit chiar aici, în Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze. Am învățat limba română, nu vorbeam deloc. Și am avut două profesoare foarte bune, doamna Gugui și doamna Ana Valentina, pe care le salut, nu știu, doamna Gugui, nu știu dacă mai trăiește, că era în pensie de pe vremea aia, și un domn care era directorul Bibliotecii, Bibliotecii Naționale, da, cred că Nicolae de la aparatul. Iorga, da, dar nu mai domnul știu. Boaru. Nu mai știu cum îl chema, dar a fost un domn așa aristocrat, da, foarte. Domnul Boaru. Da. Nu mai este. Deosebit. Da. Deci de la acești trei oameni minunați am învățat limba română, au fost profesorii noștri și după aceea și de la alți profesori, pentru că în semestrul 2 învățam fiecare cumva pe
se învăța și chimie și matematică, pentru că erau copii care se înscriau și la aceste facultăți și trebuia să învețe și terminologia respectivă. Da, și după aceea am intrat la facultate. Mă rog, am făcut aici cu Lupu Buzea, el m-a pregătit, care a fost actor aici la Ploiești. Și am făcut cu el pregătirea și am intrat la facultate după ce am dat examenul de admitere. Adică chiar dacă aveam bursă, nu trebuia să treci de examenul. Da, la una ATC, unde erau toți monștri sacri, Albulescu, Demir Radulescu, Adriana Popovici, Cojar, Sam Damanu, Olga Tudorache, Florin Zanfirescu, profesorul meu care m-a și luat în clasa lui. Și după ce am dat acest examen de admitere, am început facultatea și a fost foarte frumos. Adică, și marele noroc a fost că în anul 3 m-a descoperit doamna Buzoianu, doamna Cătălina Buzoianu, care mi-a dat rol principal la Bulandra, în Turandot. Am deputat lângă Maia Morgenstern și lângă Virgil Orgașanu și lângă Doruana, care mi-a fost asistent, a fost asistent la clasa domnului Zanfirescu. Și de atunci, cumva s-au legat lucrurile, am continuat să joc, am lucrat foarte mult, adică datorită doamnei Buzoianu sunt artistul, o mare parte artistul care sunt în ziua de astăzi. Deci este o întâlnire esențială. Da, chiar este, adică a fost definitorie și, nu știu, adică legătura pe care a format-o cu noi și aici nu mă refer doar la mine, ci la toți colegii. Mulți din generația mea au devenit ceea ce sunt astăzi datorită ei și datorită ajutorului ei. Adică mai rar oamenii așa nu mai găsești în ziua de azi. Probabil de aceea și dumneavoastră v-am urmărit în niște filmări pe YouTube, transmiteți foarte mult studenților, nu neapărat cunoștințe teoretice, ci se simte implicarea afectivă. Da. Da, cred, pentru că meseria asta se face așa, adică noi lucrăm foarte mult cu emoțiile și atunci trebuie să știm cum să le gestionăm și cum să le folosim, pentru că dacă nu le folosim cum trebuie sau nu le folosim deloc, mai bine ne alegem o altă meserie. De fapt, nu e meserie. Da, nu, da, e meserie, e un mod de viață pentru mine, da, adică un lucru care, pe care ar trebui să-l facă toți oameni, indiferent de domeniul în care activează, pentru că prin artă, părerea mea este că devenim, indiferent de forma ei, devenim mai puternici, devenim mai buni, evoluăm și, nu știu, înțelegem și lumea din jurul nostru, dar ne înțelegem pe noi înșine, în primul rând. Și făcând lucrul ăsta, cumva toată planeta are de câștigat. Într-o vreme în care disciplinele umaniste, din păcate, pierd teren. Ce ne trebuie desen, ce ne trebuie muzică și literatura s-a restrâns, nu, puțină informatică, puțină, mai multă matematică și atât, din păcate. Da, da, dar, mă rog, cumva, chiar dacă așa e, aveți dreptate, dar eu cred că lucrurile o să se echilibreze într-un fel, pentru că noi, ca specie, avem nevoie de acest contact, de această îmbrățișare și a sunetelor, a mișcărilor, și îmbrățișare și afectivă, adică fizică, efectiv. Și atunci nu cred că o să dispară toate aceste arte. Adică chiar dacă, da, tehnologia intră foarte puternic în viețile noastre, dar ceea ce se întâmplă atunci, pe loc, într-o sală de spectacol, într-un muzeu, într-un amfiteatru, un aer deschis, oriunde, primează. O stare oamenii, de frumusețe. Da, și oamenii o să aibă nevoie de acest lucru și nu cred că o să dispară. Adică, eu cred că meseriile noastre o să rămână. Adică așa cred, așa simt. Acum vom trăi și o vedea. Sperăm să nu apucăm timpul în care ele nu va mai fi. Atât. Nu cred, pentru că sunt necesare. Nu știu, cum e necesară hrana de zi cu zi pe care o consumăm, la fel e și acest lucru. Adică ele merg mână în mână.
chiar dacă oamenii nu conștientizează, dar așa a fost din totdeauna, de când există dovezile umanității, toate picturile alea rupestre, toate dansurile, felul cum se manifestau oamenii în jurul focului, deci arta a făcut parte din totdeauna, toate formele ei. Și atunci n-ai cum, pentru că părerea mea este că arta vine direct de la Dumnezeu, ne-a oferit-o, pentru că face parte din El. Și atâta timp cât noi suntem o bucată de Dumnezeu, și arta e o bucată din noi și de aia nu o să dispară. Niciodată. Deci în momentul când vom dispărea, Doamne ferește, atunci probabil o să dispară și arta. Dar atâta timp cât vom fi, da, o să ne adaptăm. O să stăm așa într-un studio cu croma verde, fără chestii reale și cu super tehnologie în care, da, trebuie să vorbesc cu partenerul acolo, în punctul ăla și el nefiind acolo, dar eu la toate filmările pe care le fac și se întâmplă astfel de lucruri, pun un om acolo și zic, bine, stai acolo și doar uite-te la mine. Aveți nevoie de ochii lui. Da, adică, dar nu eu, nu numai eu, eu pot să fac, nu e problemă, că la experiența pe care am câștigat-o nu mie, dar e mai bine pentru că pe cameră se vede că eu chiar nu mă fac că mă uit într-un punct de vedere, ci de reper, ci mă uit în ochii unui om. Și asta contează. Vă spuneam că unilateral ne-am cunoscut cu mult timp în urmă, într-un spectacol extraordinar, Mercuțio în haine de piele neagră. Se remarca pe scena veche a teatrului de operetă. Cum ați făcut trecerea de la un ATC-ul clasic, actor, la un master pe canto? Eu am făcut canto în paralel. Pardon. Din timpul facultății, la actorie, în anul întâi, am cunoscut-o pe doamna profesoara Bianca Manuleanu, care mi-a fost profesoara de canto, că noi facem canto la teatru. Și ea a fost profesoara mea de canto și după ce am cântat un cântec din Iugoslavia, a rămas așa și mi-a zis, tu trebuie să faci și canto. E păcat să nu faci, ai potențial, eu să te învăț tot ce știu. Și într-adevăr așa a făcut și chiar a făcut-o cu tot dragul și nu mi-a luat niciun ban pentru treaba asta. Și atunci m-am apucat să fac canto și am continuat să lucrez canto, că pe mine din totdeauna m-a interesat acest lucru, să îmbind cele trei arte care mă interesează, actoria, cu dansul și cu cântatul. Puțini artiști reușesc. Și muzicalul este singura formă de spectacol care le întrunește pe toate trei. Și da, așa s-a petrecut. Și după aceea, după ce am terminat, mă rog, și mi-am început cariera și așa mai departe, pe la 30 și ceva de ani, m-am întâlnit cu doamna Manuleanu, cu care eram în legătură tot timpul, era decan la UNMB pe vremea aceea și i-am zis, doamna, ce credeți? Ce-ar fi să dau eu la canto? Și a zis, da, foarte bună idee. Și am dat la canto. Am făcut 2 ani de licență, dar deja începusem să predau. Și având programul și cu teatru și cu repetiții, cu Fimiu, care era mic pe vremea aia, avea, nu știu, vreo 3 ani și ceva, n-aveam cum. Fix, nu aveam cum să... Nu aveam cum să ajut și să fac față. Și atunci, cea mai bună variantă era că nu aveam masterul, puteam să fac masterul. Și atunci am diplomă în canto, adică am continuat. Cumva am făcut facultate, pentru că am făcut 2 ani de licență și încă 2. Și m-am perfecționat cumva, sau am consolidat niște lucruri pe care le știam și le învățasem de la doamna Manuleanu. Și așa... Așa s-a născut Mercuțio, așa s-a născut Freddy. Mercuțio s-a născut pentru că am fost la casting printre sute de oameni, adică a fost foarte foarte greu de pătruns în acest spectacol și a fost un mare noroc, chiar a fost un mare noroc și o experiență fantastică. Adică. Apoi a venit Freddy din montarea, am văzut-o undeva la sala Europa, parcă, Răzvan Ioan Dincă. Freddy, păi da, pentru că noi cumva am rămas în echipă, pentru că Dincă era pe vremea director al operetei și el a făcut treaba asta și da, a fost foarte frumos. În prezent există Paul din Kiss Me Kate. Da, acum sunt Paul în Kiss Me Kate și cine știe ce o să fiu.
Cum? Da, mă rog, am făcut foarte multe lucruri când în timpul facultății jucam împreună cu studenții mei în spectacolele lui domnul Nea Grău. Am făcut Lisistrata, am făcut Liliacul, am făcut Văduva, parcă. Am făcut și Văduva, da. Veselă chiar la operetă. Am făcut operetă imediat, în variantă veche, imediat după ce am terminat facultatea, m-am dus acolo. Și am făcut Camil de Rasion în Văduva Veselă și nu mai știu. Da, au venit lucrurile cumva de la sine. De la cuvânt, la sunet, cum ați trecut la gest? Pentru că... V-am zis, în paralel, adică în timp ce dans făceam... Dansatorul e o specie da, rară, în timp totuși. Ce, în timp ce făceam orele de canto și orele de actorie și lucram cu colegii mei de la regie, că ei își dădeau examenele cu noi și așa se întâmplă și acum, eu eram foarte activ și la secția de coreografie. Și am crescut odată cu colegii mei de la coreografie și eram în toate examenele lor și îmi plăcea mai mult acolo decât în altă parte. Ei erau în clasă doamnei Răluca Ianegic și când intrai pe mâna lui doamna Ianegic, nu... până nu scuteai maximum de tine, nu te lasa. Și era foarte bine, mie îmi plăcea lucrul ăsta, pentru că simțeam că, punându-mă în dificultate, trebuia să-mi depășesc niște limite fizice, pentru că eu n-am făcut de mic balet. Eu m-am apucat să dansez la 19-20 de ani, târziu, pentru... în afară de dansurile populare, care sunt altceva și n-aveai. Adică corpul, dacă nu faci întinderile și exercițiile la vârsta când trebuie, e mai greu, dar suplinesc. Și atunci le combin foarte bine pe toate. Îmi vine foarte ușor și la îndemână. Și, adică asta se vede cel mai bine în spectacole de musical, dar de la cuvânt la gest și de la gest la sunet sau putem să le întoarcem și în altă ordine. E un fir. Da, și vine cumva de la sine și se văd toate lucrurile astea în Nijinsky, în spectacolul Nijinsky pe care o să-l joc acum pe 29 aprilie de Ziua Internațională a Dansului. Și o să-l mai joc o dată pe 20 mai, înainte să plec în turneu în Suedia cu el, dar o să-l joc împreună cu o prietena de-a mea, Andreea Petruș, care este psiholog și psihanalist și profesoară la Universitatea de Psihologie, la Facultatea de Psihologie. Și o să ținem și o conferință după spectacol legat de acest subiect și de acest destin până la urmă. Ați integrat fragmente de dans în spectacole de teatru și mă gândesc acum la spectacolul cu O viață scurtă, din păcate, Balul sinucigașilor, da, în care faceți un moment de cabaret, aș putea să spun. Da. Cum percepeți spectacolele care nu sunt teatru clasic, ci aduc aceste elemente moderne, vii, ale dansului? Cum să ne percepi? Să percepi spectacolele cele mai bune. Adică un spectacol cu cât e mai variat și cu cât are mai multe, hai să spunem, stiluri în el și le îmbină și le combină într-un mod logic, frumos, firesc sau chiar și absurd poate să fie, dar chiar și în absurdul ăsta există o logică, nu e nimic întâmplător. Mie îmi place lucrul ăsta și publicului îi place, pentru că părerea mea este că tehnologia în teatrele noastre, din păcate, nu este la nivelul tehnologiei care e pe marile ecrane, adică în cinema. Ei au alte efecte, da, folosesc, mă rog... Noi avem proiecții... Noi avem doar proiecții și așa, dar pe lângă toate astea, noi putem cu ceea ce avem să suplinim. Și atunci, părerea mea e că spectatorul nu trebuie tot timpul să-l ții cu sufletul la gură și să vii de fiecare dată cu altceva și să-l surprinzi. Și lucrul ăsta e... Rugăm regia primul fragment din Balul sinucigașilor. Vreau să ies la bere cu băieții într-un bar. Vreau să nu se mai termine berea din pahar. Vreau să-mi iau cel mai recent joc pe calculator. Vreau să stau într-un fotoliu la televizor. Aș vrea cât un buchet de flori măcar dată pe lună. Aș vrea să schimb mașină de spălat cu altă mai bună.
aceea când se luptă două gânduri pentru același cor. Vreau să fiu băiat sau fată, beau țuică sau fișinată, dacă ies în bun gravată sau poate am făcut tot. Mă îmbrac în alb sau negru, sunt corp sau sunt deg, sunt perfect normal la cap sau sunt un pic dement. Scriu cu dreapta sau cu stânga, reciclez sau am un punga, e o luptă cruntă, mai ceva că parlament. Când eram copil, orice problemă aveam, mama îmi spune ce să fac, iar eu ascultam. Dar am altă opțiune, nu puteam să aleg, de-aia uite, acum nu mai pot să fiu întreg. Și bărbat sau femeie, ah, ce viața e aceea, când se luptă tot pentru același cor. Vreau să fiu băiat sau fată, dar țuică sau peșinată, dacă e să pun cravat sau bătut cu toc. Am rac, cald sau leg, sunt corul sau sunt pitec, sunt perfect normal ca sau se rând un pic de men. Scriu cu dreapta sau cu stânga, reciclez sau arunc punga. Forța dansului contemporan. Pare un haos uneori. E un haos dirijat? Da, mă rog, nu știu dacă vă referiți acum în general sau vă referiți la dansurile din spectacolele mele. În general. În general, eu nu cred că există un haos. Întotdeauna există o logică. Adică chiar dacă uneori pare că e haos, haosul ăla... ori coregraful, ori dansatori îl organizează și îl organizează ei automat. E la fel și în regie. Ai un regizor care adică pot să nu fii de acord cu viziunea lui, dar trebuie să faci și atunci pe logica lui, logica tu vii cu altă logică ca să fie ok și să poți să transmiți că până la urmă toți trebuie să lucrăm pentru spectatori, nu pentru noi. Și haosul ăsta se reglează, nu știu cum să spun. Se autoreglează. Sau se autoreglează, dar în spectacolele mele are o logică foarte bună și chiar fiecare, acum mă uitam și la filmarea asta, fiecare gest e foarte bine punctat și duce mai departe ideea ori a cântecului, ori a textului și atunci se completează foarte bine, adică și aici Marina Andrei a făcut coregrafia, care la fel după ca Cătălina Buzoianu, da, este omul numărul 2 care m-a ajutat și m-a format. Și nu e nimic întâmplător, Mălina este născută în aceeași zi cu mine. Și asta este minunat. Și în aceeași lună. Și cumva e o prietenie lungă care ne leagă. Chiar și acum am făcut un spectacol împreună în teatru independent. Se cheamă Fericirea în 5 pași de Radu Aldulescu, un text în regia lui Alina Hristea. Se joacă la teatru FF Theater. Sau aici n-am ajuns. FF Theater înseamnă... Da, a fost acum premieră. Chiar în săptămână iluminată. Miercuri a fost. Și am lucrat foarte bine acolo și la fel, folosim multe momente de dans și tot așa, am integrat un moment de musical și e foarte, foarte, foarte frumos spectacolul. Teatrul fără, for friends and family se cheamă, asta înseamnă FF Theater și e pe Smardani numărul 5. E imediat lângă Banca Națională, în centru vechi. Niște tineri artiști, actori care au făcut acest teatru independent, absolut minunat, făcut cu mânuțele lui, unde sunt niște spectacole extraordinare la care vă invităm să veniți să le vedeți. Să vin. Da. Eu am următorul, este pe 15, într-o duminică, pică 14 mai, într-o duminică de la ora 16. Că n-am avut să găsim termen. Da. Și numai atunci puteam să jucăm și ne jucăm atunci. Da. Cum atrageți oamenii către dans? Pentru că
suntem un popor conservator, totuși. Și nu știu, adică... Ce public aveți? Cărui public vă adresați prin dansul contemporan? Prin acest gen de spectacole? Eu nu știu cum să vă spun. Eu n-am făcut... Adică nu am făcut niciun spectacol de dans contemporan. Adică doar de dans contemporan. Tot dansul contemporan sau clasic, reinterpretat, îl folosesc în spectacolele pe care le joc. Dar ele sunt spectacole de teatru. De teatru. Care îmbină. Dar oamenilor și publicului le place dansul. Uite, la Opera Națională sunt spectacole de balet clasic, dar sunt și spectacole de dans contemporan. Cum e Radio and Juliet, da. Care sunt sold out tot timpul și nu mai... Și la CNDB, Centrul Național al Dansului din București, e tot timpul, se întâmplă lucruri fantastice și există spectatori care frecventează foarte des aceste instituții. Publicul, nu știu, publicul vine pur și simplu și alege. Nu știu, adică nu vreau, nu mă gândesc că să-l atrag neapărat. Eu mă manifest așa cum simt. Și cine vede și reacționează și... Întinde mâna, mai vine. Da, mai vine. Sau cine nu vrea, dar oricum spectacolele sunt în așa natură încât n-ai cum să pleci cu nimic. Adică știu că Nijinsky, pe care l-am jucat, că am mai făcut două variante cu Nijinsky. Nijinsky este one-man show pe care o să-l joc acum sâmbătă. Este spectacolul pe care l-am făcut imediat după terminarea facultății. Deci el se joacă de 22 de ani. Mi s-a părut fascinant că puteți să-l mai faceți după atâția ani, din punct de vedere fizic. Da, asta vorbeam cu Malina și mi-a spus că, i-am spus, măcar până la 50 de ani aș vrea să-l joc. Nu l-am jucat o perioadă de vreo 5-6 ani, pentru că nu aveam loc unde să-l joc, dar după aceea, datorită pandemiei, am vorbit cu Marilena Țepuș, directoarea de pe vremea aia de la Noptara, și am spus, eu aș vrea asta. Da. Și a zis, da, exact, ne trebuiau spectacole, să nu fie cu multă lume, la sala că mică, erau toate restricțiile. Și atunci l-am resurcitat și m-am bucurat foarte mult, pentru că spectacolul ăsta acum a crescut cu mine. Dar apropo de spectatori, adică la Opera Națională l-am jucat într-o altă variantă, împreună cu prim-balerina Monica Petrica. Și asta a fost un spectacol care era cu totul diferit pe același subiect, dar era fantastic. Și știu oameni care veneau, oameni importanți, manageri, politici și așa mai departe, n-are sens să spunem nume, dar oameni care veneau cu șofer, cu lumânzina, că totuși se juca la operă. La operă. Și majoritatea ne-au spus, când ne-am văzut și așa, că după spectacol plecau acasă pe jos. Că trebuia să să-și limpezească gândurile și să-și răspundă la întrebările pe care spectacolul le impunea. Și atunci nu stăteau ei să se gândească, da, a fost dans contemporan sau a fost teatru, nu, da, sau ce a fost. Analizau trăirile doar. Da, exact. Și până la urmă despre asta e vorba. Tu uiți la statuile lui Michelangelo și nu trebuie să le, nu știu, îți vorbesc de la sine. Și atunci pleci cu o încărcătură. Asta este frumusețea artei. Da, adică uneori poate să fie incomod, dar da, viața e și despre lucruri incomode și atunci, da, trebuie să ne... Și mie îmi place să-i scot pe spectatorii din zona lor de confort, îmi place să-i fac partași la ce se întâmplă și să fie cumva co-creatori în timpul spectacolului odată cu mine, pentru că fiecare spectacol e diferit, unic și nu se repetă niciodată și asta este frumusețea. Când am văzut Nijinsky, mi-aduc aminte de o atmosferă de mormânt în sală, dar nu era, înțelegeți ce vreau să spun. Deci eram, nu ziceți în sensul rău, înțeleg. Eram acolo înlemniți. Da, știu. Păi da, pentru că este o dramă ce se petrece pe scenă și e un lucru pe care un om l-a trăit. Toate vorbele alea și tot scenariul este făcut după jurnalul lui. După jurnalul lui, da. Pe care l-a scris. Deci el n-a terminat să-l scrie și dacă îl citiți, o să vedeți, e tradus în română, se vede că spre final el deja își pierde coerența, în cinci mai mult, începe să scrie poezii și așa mai departe. Și el, nu știu dacă poate mai scria, dar a fost luat și dus în ospiciu.
Și atunci, da, când îți însușești vorbele astea, dar cât adevăr este în vorbele respective? Adică acest om vroia, s-a apucat să scrie pentru că el nu mai putea să danseze. Dar scrisul nu era exact cum nici mie nu-mi place să scriu. Deci dacă trebuie să scriu, că n-am încotro, mi-am făcut și doctoratul. Proiecte, și lucrări, proiecte, da. Și, da, pentru că era necesar să fac, că tocmai că să pot să-mi fac meseria. Dar nu pot să spun, mi se pare o artă. Prefera care scrisul cu trupul, cu mâinile. Exact. Și atunci el asta făcea și așa e bazat tot spectacolul. Vroia să spună și era mai de îndemână să începe și să danseze decât să scrie cuvintele respective. Da, și îmi place foarte mult spectacolul ăsta pentru că cumva am crescut, nu cumva, am crescut odată cu el și să-mi dea Dumnezeu putere să-l joc cât mai mult. Adică chiar vreau să-l joc, adică atâta timp cât o să-mi permită corpul, o să pot să fac treaba asta sau, nu știu, să vedem, poate îl mai adaptez și așa, pentru că și el, există o înregistrare, un documentar cu Nijinsky în care vine un tânăr prim solist de la nu știu ce balet și el e pus așa pe un scaun, Nijinsky deja era gras, el nu mai era sublimul ăla, da, pe care îl știa toată lumea, da, fascinat doar prin apariție, da, așa, era de o frumusețe și adică se vedea îmbătrânețea, boală care își pusese aprentă și se uită la asta, ăla dansează, face toate variațiunile, face toate dansurile celebre pe care le făcea și el și se uită și are un zâmbet așa foarte satisfăcător. Și la final, doar se ridică în picioare așa, nu pot să arăt acum că-s cablat, și face un salt și rămâi, există undeva pe YouTube, nu știu, căutați, sigur, da, există filmarea asta. E fantastic. Se desprinde, da, încă se desprinde. Da, adică eu cred că ăla era momentul în care el deja, oricum cred că era conectat cu Dumnezeu tot timpul. Dar ăla e momentul în care s-a dus direct, știi? Adică el s-a unit, și după aceea doar a intervenit trupul, moartea fizică. Am vins boala. Exact, da. Fantastic. Și da, cândva lucrul ăsta vrem să-l aducem și în spectacol. Și în general, în artă și în tot ce facem. Vă rugăm fragmentul din Nijinsky. Mulțumim. Teama lui Nijinsky era să nu-i se ia dansul. Filii, da, Ristovski, ce teamă supremă are? Să știți că am trecut recent prin întrebarea asta. Și da, adică tot dansul, sănătatea și toate instrumentele prin care un artist se exprimă. Și la mine asta este corpul meu, vocea mea și mintea mea. Și dar m-am liniștit, dar a fost destul de dificil pentru că am avut o perioadă foarte grea, am trecut din mai multe puncte de vedere dintr-o perioadă grea, adică am ajuns într-un burnout, efectiv l-am trăit, în care corpul meu deja a zis că nu, dar totul venea și datorită faptului că munceam foarte mult fizic și datorită faptului că am trecut printr-o experiență foarte grea personală în viața mea de zi cu zi și atunci combinându-se astea două, corpul meu a zis stop. Și m-am oprit, cum zice și Nijinsky, pentru că Dumnezeu mi-a zis destul. Asta e replică tot a lui. Și m-am oprit și m-am gândit foarte des, m-am panicat că s-ar putea să mi se întâmple nu știu ce și am zis, dacă o să trăiesc, indiferent orice mi se întâmplă,
tot o să găsesc o formă de artă în care să mă exprim. Și m-am liniștit. Și de atunci sunt liniștit. V-ați împăcat. Da, m-am împăcat. Pentru că, da, la un moment dat ne oprim. Toți trebuie să ne oprim la un moment, la un moment dat. Dar atâta timp când putem să muncim și să facem lucru pe care dorim să-l facem, să-l facem. Și lucrurile cumva vin de la sine. Da, și am mai învățat un lucru. Am învățat să spun nu. Și am învățat să... Nu unor proiecte, unor oameni. Da, 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 da. Da. Cu drag și cu respect, dar nu. Chiar și acum m-au sunat pentru un proiect și am zis, nu, îmi pare rău. Când să mai vin și eu de acasă cu bani să fac proiectul vostru, adică pe bune. Da. Da, și atunci... Da, prefer să fac gratis, fac multe lucruri gratis, dar le fac pentru plăcerea mea. Pregătesc copiii care să intre la facultate gratis, pentru că și profesorul meu a făcut asta, da, și domnul Lupu Buzea, și doamna Manuleanu același lucru a făcut. Am uitat să spun, Nijinsky se va juca la L'Amfiteatru, este un spațiu minunat, e în Bucureștiul Vechi, interbelic, pe strada Plantelor, numărul 27, un pic mai jos este... casa unde era internat Eminescu, e un loc plin de istorie și e casă de patrimoniu, casă boierească absolut superbă, unde a stat nu știu ce arhitect celebru, deci aici sunt niște oameni tineri și este chiar fata doamnei Manuleanu, Stanca Manuleanu, care este solistă la Opera Națională București. A luat acest spațiu unde se întâmplă lucruri minunate, cumva un cultural hub. Da, Bucureștiul are niște oaze, da, mici. Unde există și o galerie de artă, unde se întâmplă tot felul de evenimente, sunt tot felul de cursuri, tot felul de spectacole. Deci un fel de casă Kerim, cum este cea de pe... Da, da, da. Și este foarte, foarte frumos, așa că vă așteptăm la L'Amfiteatru. Colaborarea cu Teatrul Notara se concretizează în roluri pe scenă. Ce observăm noi, spectatorii, este că pentru dumneavoastră nu contează rol principal, rol secundar. Ardeți la fel? Păi, da, pentru că așa am învățat și asta am învățat de la Zanfirescu. El ne-a zis, nu există roluri principale sau roluri secundare sau roluri mari sau roluri mici. Și avea dreptate. Și eu iubesc foarte mult Teatrul Notara. Iubesc pe colegii mei și sunt fericit că am fost angajat în acest teatru. Nu, mă rog, sunt de vreo 8-9 ani, nu știu cât sunt angajat, dar cred că Tango Monseigneur este primul spectacol. Da. Nu acela, a fost Provocări Inocente. Provocări Inocente, da. Pentru că am venit să lucrez ca asistent de regie, a venit un regizor din Macedonia și întâmplător regizorul în al cărui spectacol în care debuta el ca regizor, am debutat și eu ca actor, mă rog, figurație eram atunci. Eram încă în liceu. Și acum, el venind de aici, avea nevoie de un asistent de regie și un traducător și, bineînțeles, că m-au contactat și eram la masă și directoarea Marinela Țepuș de pe vremea aia mi-a zis, dacă vrei, te și angajăm. Și mie nu venea să cred. Mă știa că ea era în multe festivaluri unde eu văzuse spectacolele toate independente. Știa și Nijinsky, știa și Dali, Avida Dollars, care e integral făcut de Malina și tot așa. E un spectacol fantastic, era... tot așa, care îmbina, adică acolo făceam chiar și interactiv, dansam cu proiecția și cu obiectele de decor și așa mai departe, adică era foarte cu costumele și totul se petrecea la vedere, jucam Dali tânăr, bătrân, copil, o jucam pe Amanda Lear, pe Gala, pe Bunuel, Lorca, deci toți îi jucam și totul era la vedere, intram în scenă și nu ieșeam, deci mi se părea un spectacol fantastic, îmi pare rău că n-am imagini de la el. N-am, adică arhiva asta n-am făcut-o și poate o să o fac, nu știu, cândva la pensie, dar da, și atunci m-a angajat și de atunci am rămas și joc și adică îmi place, aș fi dorit, adică mi-aș fi dorit să fie, nu știu, să fie repertoriu ales mai cu grijă, aș spune. Dar asta e o altă meserie la care, nu știu, mă pun uneori în
Dacă ar trebui să fac eu treaba asta, mi-ar fi frică. Adică e un lucru destul de dificil și destul de greu. Probabil că repertoriul se alege și pentru public. Da, sigur că da. Da, există. De asta zic, da, asta este părerea mea, strica mea personală. Și... De curând v-am văzut în a 12-a noapte, un rol mic, dar un rol... Nu e un rol mic, sunt trei. Sunt trei, da, sunt trei. Sunt trei de dimensiune redusă. Dar mă uitam în scena aceea foarte frumoasă în care Olivia apare așa o doamnă Stone în fantasmele ei, în care își dorește multă iubire. Se simte pregătirea actorului dansator. Se vede. Da, știu. Da. Știu, da. Da, adică e frumos și e plăcut și e satisfăcător. Ce e mai satisfăcător? Procesul sau produsul finit? La mine procesul este satisfăcător până într-un punct. După aceea, procesul la mine continuă când vine și publicul în sală. Ca actor, în repetiții faci până la un punct, dar de la un punct încolo, cel puțin eu nu pot. Eu cresc foarte mult în momentul când am publicul în sală. Și apropo de ultima premieră pe care am scos-o acum, cea mai recentă, Fericirea în 5 pași la teatru FF Theater, pe Smardan 5, venind publicul și publicul e foarte aproape, adică jucăm... Unul lor, că publicul e chiar un partener pe care n-ai cum să-l excluzi, adică nu poți să faci abstracție de el. Și atunci am jucat atât de mult și m-am dus atât de tare dus de val pe construcția spectacolului, adică n-am stricat nimic, încât am avut vreo două blancuri, dar nu venea deloc textul, nu știam ce trebuie să zic. Am făcut ce aveam de făcut, partea interactivă, și zic, băi, dar de unde am plecat? Ce trebuie să fac acum, știi? Și partenera mea, Adriana, m-a ajutat și cumva și Dumnezeu m-a ajutat, că important e să nu te panichezi. Și am mers mai departe, dar îmi pare rău că am sărit o replică foarte importantă. Mă rog, importantă pentru mine, dar data viitoare o să o facem. Mă rog, era și prima ieșire la public și atunci era cumva normal, adică... Improvizați uneori? Da, 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 dar improvizez în cadrul... În parametrii spectacolului, adică nu mă apuc să fac alt spectacol. Tot în ideea spectacolului, sau nu știu, am avut câteva accidente și le-am justificat. Da, le-am justificat pentru că au apărut niște obiecte noi și atunci când le vezi, n-ai cum să... cumva dinainte, în scena dinainte, partenera mea a rupt pe niște... petale sau ceva de genul și m-am trezit cu ele, că noi mimam la spectacol, nu cumpăram flori să le rupem de fiecare. Și acum când l-am văzut și am improvizat o chestie, am început să zic, Denisa, de ce n-ai făcut curat? Cumva asistenta mea, care nu joacă în spectacol, dar este asistenta care întâmpină publicul și este una dintre cei care conduc teatrul FF Theater. Și a fost foarte frumos, adică mi-a plăcut și după aceea am mai justificat lucrul ăsta, l-am mai reluat. Da, trebuie să și improvizeze. Și improvizăm mult și în timpul spectacolelor, în timpul repetițiilor. Da, că face parte din procesul de... Și din această improvizație se naște la un moment dat varianta finală. Da, da, aproape finală. Da, da, da. Da, și nu știu, adică în ultimii ani am câștigat această relaxare și lejeritate de care zicea Zanfirescu la clasă, relaxat, dar nu te relaxezi, dar nu abandonezi. E adică o siguranță. Da. Și atunci, într-adevăr, pe relaxarea asta, pentru că nu ești încrecenat, nu ți-e frică că vai, greșesc sau fac ceva, cumva lucrurile se așează mai bine. Deschise și vine inspirația și atunci ai timp să vezi parteneri, descoperi lucruri noi tot timpul și mi se pare fantastic acest lucru. Adică asta mă bucură enorm. Pentru că după atâția ani, uite cum e Nijinsky, de exemplu, nu mă plictisesc. Nu pot să mă plictisesc. Și acum în sfârșit îl joc la amfiteatru cu publicul din jur împrejur. Că așa vreau să-l fac și la Notărat, când l-ați văzut dumneavoastră, dar nu aveam datorită restricțiile. Dar spațiul cum era, acolo trebuie să fie public peste tot. Da. Și acum îl joc exact și îl joc cumva și mai aproape, adică publicul chiar e
e acolo. Adică nu există asta, distanța asta între deja și întunericul sălii. Deja îmi doresc să-l revăd. Vreau să vorbim puțin și despre un alt proiect în care sunteți parte, la Teatru Odeon. Da. Un proiect cu mare impact pentru copii, pentru tineri. Cred că e un proiect unic prin București și foarte longeviv. Da. E vorba de clasic și... Clasic e fantastic. Clasic e fantastic. Da, da. E un proiect pe care l-au făcut colegii mei. El e de 12 ani pe piață. Eu sunt de 10 ani în acest proiect și este tot un proiect care ne aduce satisfacții și bucurii enorme. Și aici pot să vă spun că eu am avut un... Așa, mă rog, să joci pentru copii, mi se pare așa, adică fițe de actor. Și de când îl am pe Fimiu și am descoperit câtă bucurie îți poate aduce un spectacol de copii, nu știu, aș face o specializare doar pentru acest gen de spectacole. Și de atunci am făcut foarte multe. Noi suntem o echipă de colegi, ne știm din facultate și acum avem în echipă colegi care i-am format. Adică Sică, noul Sică care s-a alăturat echipei, a fost o fostă studentă de-a mea și a de Monica Iciută din facultate. Și a Raluca Ioatu, că ea a fost pianistă, eu eram profesorul de actorie și ea e acum colegă cu noi. E un spectacol educațional despre viață și copilăria marilor compozitori, povestită prin prisma unor șoricei și unei pisici, toți sunt prieteni, și al povestitorului Sol și, mă rog, ocazional apar și alte personaje, cum e vărul Giorgio, pe care îl joc eu uneori. Depinde de spectacol, care tot așa e un șoarece, dar vine, el e șoarece la Scala din Milano, adică el e solist acolo. Cu Staif. Da. Și e foarte frumos, adică e minunat pentru că de fiecare dată atât de viu spectacolul, pentru că copiii îți răspund, ele fiind interactive, e fantastic și la final facem poze, fotografii cu ei, invităm să vină cu noi pe scenă și sunt fantastici, adică, dar și părinții reacționează foarte frumos și interesul este foarte mare, spectacolele sunt sold out. Imediat cum se pune la vânzare, în 2-3 zile nu se mai găsesc bilete. E frumos pentru că ne plimbăm și prin țară cu el, adică ne ducem în diverse orașe cu diverse asociații care tot așa ajută copiii și educația copiilor prin muzică sau prin artă. Ne bucurăm pentru că avem deja copii care sunt la liceu sau unii s-au înscris la facultate, care s-au apucat de pian sau în de vioară în urma acestor spectacole. Și ce pot să spun? E să dea Dumnezeu să putem să jucăm cât mai mult. Da. Mai avem puține minute. Da. Aș vrea, pornind de la o autodefinire a unui mare dansator, Barâșnikov, care se vedea actor, dansator, ființă umană, tată, soț. Dumneavoastră ce alegeți în principal din toate aceste atribute? Din toate aceste atribute sunt tata în primul rând. Asta este cel mai important lucru pentru mine. Și după aceea sunt și om, că na, sunt prin definiție, n-am încotro. Și după aceea sunt artistul, dansatorul, să cităm pe Căciuleanu, da. Sau sunt și cântărețul, sunt psihologul, sunt pedagogul, profesor, adică sunt un om fericit pentru că toată viața mea, în afară de timpul adolescenței când lucram în firma mamei mele și mă ocupam cu ceva cu totul diferit, mă rog, pe lângă școală făceam, adică o ajutam foarte mult, că când pleca maica mea în vacanță sau se ducea undeva ai mei, eu rămâneam în firmă. Și, dar am lucrat numai ceea ce mi-a plăcut. Și asta este arta, indiferent de forma ei, indiferent dacă am dansat, dacă am cântat, dacă am jucat sau dacă am predat. Și da, asta sunt
Sunt un om, în fond, care e fericit că a știut încă de mic ce vrea să se facă. Am știut de foarte mic că o să mă fac actor. Ați luptat pentru asta? Am luptat pentru că trebuia ca să scap de gura lor mei și mai ales de gura lui taică. Mi-am făcut un liceu tehnic absolut inutil, unde trebuia să fac matematică și tot felul de chestii. Adică diploma mea de bacalaureat scrie electrotehnician pentru informatică și tehnică de calcul. Am tradus din macedoneană. Deci cam asta este scrie. În loc să mă fi dus, nu direct. Știu, la liceu de muzică sau undeva, mi era mult mai ușor. Nu trebuia să învăț note la bătrânețe, ci învățam când învață toată lumea. Da. Și, da, asta e cumva. Și câteva cuvinte pentru cei care ne-au urmărit? Pentru cei care ne-au urmărit, vreau să le mulțumesc că ne-au urmărit. Îmi cer iertare dacă i-am ofensat cu ceva sau am spus niște lucruri cu care nu sunt de acord, dar le-am spus din inimă. Să le dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă, speranță și bucurie în a face ceea ce face fiecare. Și să veniți la teatru, să veniți la toate spectacolele, indiferent de forma lor, la opera, operetă, teatru național, teatru notara, teatru de dans, teatru să fie, da, toate formele lui. Vă mulțumesc pentru această întâlnire. Sper să fie în arhiva aceea de care vă veți ocupa vreodată un punct la care să vă raportați cu bucurie. Ne vedem ca de obicei pe scenă. Da. Să fie bine. Da, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru atenție. Să trăiți în pași de dans și în sunetul muzicii și nu uitați, mergeți la teatru. Vă mulțumesc.